Este șoc în lumea artistică după ce renumitul medic Cătălin Doboș, cunoscut drept chirurgul vedetelor, a murit fulgerător într-un accident de motocicletă. Corespondentul Antena 3 CNN, Elena Predoiu, are toate informațiile despre acest caz. Elena, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Zeci de mesaje au apărut în mediul online, în principal de la cliente vedete ale medicului, printre care și Bianca Drăgușanu, care spunea despre medic că i-a fost prieten bun și că îl considera parte din familie. Dar și alte vedete autohtone au spus despre medic că a murit prea devreme la 48 de ani. Polițiștii au deschis o anchetă în cazul morții lui, iar trupul neînsuflețit al acestuia a fost dus la INML, unde i se va face necropsia. Între timp, agenții brigăzii rutiere refac firul accidentului. Ieri, în jurul orei prânzului, Călin Doboș se afla pe scooter pe pasajul Basarab. Acolo ar fi lovit din greșeală o bordură și a ricoșat într-un stâlp. Medicii de pe ambulanță au încercat să-l resusciteze, însă fără vreun succes, și a fost declarat decesul acestuia. De menționat este și faptul că medicul a fost eliberat recent din închisoare, eliberat condiționat, asta după ce în 2020 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după ce o clientă pe care a operat-o a murit în urma unei intervenții de liposucție.